Doamnelor, domnilor, bună ziua! Începe jurnalul orei 15. În cadrul unei întâlniri care a avut loc ieri cu ministrul fondurilor europene, Adrian Căciu, primarii județului Vâlcea, înscriși în programul Apă și Canal, au fost anunțați că vor primi o finanțare pe o altă axă. Liberalul Laurențiu Cazan consideră că gestionarea greșită a proiectului a dus la pierderea celor 139 de milioane de euro. Președintele ADIAPA, Robert Schell, susține că toată finanțarea se va prelua de către programul de dezvoltare, începând cu anul viitor. Astfel, nu se vor pierde banii alocați acestui program. În data de 23 octombrie, în cadrul unei întâlniri unde a participat Adrian Căciu, ministrul fondurilor europene, li s-a adus la cunoștință primarilor care erau înscriși în POIM, apa și canalizare, că vor primi finanțare pe o altă axă decât cea semnată anul trecut. Liberalul Laurențiu Cazan susține că proiectul în valoare de 139 de milioane de euro ce s-a semnat în cursul anului trecut prin eforturile PNL Vâlcea nu a fost gestionat în condiții bune de către APA Vil, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, susținând că nu au fost banii de cofinanțare. Primarilor care erau înscriși în POIM-ul de apă și canalizare li s-a adus la cunoștință că vor primi finanțare pe o altă axă, deși anul trecut, prin eforturile depuse de către organizația PNL Vâlcea, s-a semnat un contract de 139 de milioane de euro. Ei nu au fost în stare, adică APA Vilu și acționarii majoritari, Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea și Consiliul Județean, să implementeze acest proiect, deși aveau bani în cont. Proasta gestionare a managementului acestui proiect a dus la pierderea celor 139 de milioane de euro. Nu există ceea ce spune Consiliul Județean și Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea prin APA Vilu, că vor merge pe alte axe de finanțare, este aproape imposibil de făcut în momentul de față. Și au lăsat peste 30 de localități din județul Vâlcea, care au așteptat de mai bine de 10 ani aceste fonduri europene, i-au lăsat fără rețele de apă și canalizare. De asemenea, președintele ADIAPA susține că împreună cu Consiliul Județean și APA Vil se va transfera finanțarea de pe programul POIM pe programul de finanțare durabilă. Astfel, noul program PDD se lansează în luna ianuarie. Nu este vorba de nicio pierdere de fonduri, POIM, pentru că programul POIM se încheie la sfârșitul lunii decembrie anul acesta, deci nu mai era timp pentru a cheltui și a finaliza toate investițiile. În schimb, toată finanțarea se preia de către programul de dezvoltare PDD, din noul program care se lansează începând cu luna ianuarie, și practic nu se pierde niciun leu din acești bani. Există un grup de lucru la nivelul județului, format din ADIAPA, APA Vil, Municipiu și Consiliul Județean, care au făcut toate diligențele pentru a transfera, practic, finanțarea de pe POIM pe programul de dezvoltare durabilă. În prezent, proiectul este împărțit în două programe pentru a putea cheltui întreaga sumă de bani alocată. Un program major, unde 33 de localități vor beneficia de finanțare întreagă, începând din luna ianuarie anului viitor, și programul nemajor, unde sunt încadrate localitățile rămase nefinalizate în programul din 2008.